noaptea. Cei doi meleonari și-au impus plastic stilul lor toată emisiunea și la final, mai în glumă, mai în serios, fiecare avea dreptatea lui, dar parcă Gigi era mai aproape de adevăr. Despre domnul Cătărama, credeți că și-a făcut cinste banii domnului doctor? Nu. Nu și-a făcut cinste. Nu și-a făcut cinste și vreau să vă spun de ce. Pentru că dacă ăia de la Safi toți plâng după bani, cum dânsul s-a îmbogățit? Nu înțeleg. Păi domnul Becali, mai mergeți la școală? Acum 2 sau 3 ani spunea, domnule, că să merg eu la școală. Eu... Păi dacă nu înțelegeți, dacă spuneți că nu înțelegeți. Vă spun eu cum merg eu la școală acum. Ia spuneți-mi dumneavoastră, ați luat bani de la Bancorex? Da, sigur că nu. Câți bani ați luat? Toți care i-am luat, i-am dat înapoi. Nu i-ați dat înapoi? Păi, dacă nu știți. Păi, știu eu exact. V-ați dat banii înapoi? Absolut tot. Nu. V-a preluat la VAP și a făcut evaluare la blocul Elvira de 28 de milioane de dolari, care la face maxim 5 milioane de dolari, iar evaluatorul ăla trebuie puțin arestat și ar trebui și Pazara, care v-a acceptat ca să vă răscumpărați datoria printr-un bloc evaluat la 28 de milioane de dolari, care la blocul nu face că 5 milioane de dolari. Astea sunt inginerii financiare pe care le puneți voi că sunteți ingineri financiari și știți așa de deștept sunteți voi că faceți asta inginerii financiare. Asta este lumea afacerilor, domnul Becali, pe care dumneavoastră nu înțelegeți. Că dumneavoastră... Păi eu nu am să înțeleg lumea hoților, nu lumea afacerilor. Asta e hoție, nu e afacere. Asta nu e afacere. Ca eu să mă îmbogățesc, să administrez banii la nu știu câți oameni și eu să mă îmbogățesc că i-am pierdut banii toți și să spuneți așa de simplu, a, păi au investit, asta este, au investit prost. Păi așa de ușor să spui. Și după aia oamenii n-au ce mânca, domnul Catara. Știu. Dacă aveam bani eu la Safi, eu sau un rudă mea, da? Să vezi cum dai dumneata banii. Imediat vezi cum dai dumneata banii. Dacă aveam bun rudă mea la Safi. Să mai... vezi cum dai dumneata banii. Nu vă mai ridicați mâna, că în afară de gură, în mână, n-aveți muși, domnule. Ai păcărit oameni, oameni care, care n-au săraci niciun fel de apărare. Da, da, dumneavoastră dați din gură, că muși n-aveți. Lăsați mai așa. Dăm afară unii cu muși. A, da, bun, e altceva. Deci, da, da, să spun ceva. Mi-a dacă nu vedeai cum e la emisiune, acum nu spuneam eu, erai un nimeni, nu mai te vedea nimeni la televizor. Mi-a dat pentru bine, chiar dacă te luți cum la televizor. De ce? Ești mai ești văzut. Erai un nimeni, nu mai te băga nimeni în seamă. Dar nu doresc să afar, dar nu doresc să fiu... contează. Dar nu mai să afar. Domnul Becali, nu doresc să fiu băgat în seamă. Păi, mi-a ești disperat să fii băgat în seamă. Chiar dacă ești negativ, nu contează, să fii băgat în seamă. Și dacă sunteți ce? Dați din gură, n-aveți mușchi, aveți mușchi afară pe stradă. Trebuie mușchi. Și dumneavoastră credeți că toată lumea se sperie că dumneavoastră să participați. Dumneavoastră n-aveți nici cap, nici mușchi, domnule. Păi asta e problema, că n-aveți nici cap, nici mușchi. Da? N-aveți nimic. Bine, domnule, ce, dumneata ce ai? Aveți noroc de la Dumnezeu, așa cum spuneți. Bineînțeles, asta am. Da. E suficient, nu? Da. Dumneata ce ai? Ai și mușchi, ți-a dat mușchi și ai și cap să faci șmecherii sau ce? Să-i zbochezi, la ce ai? Ai cap de zbochezi? Am și cap și mușchi mai puternici decât ai tăi. Da. Decât ai mei. Da. Păi, dar v-ați am spus, mușchi mai puternici și cu asta e suficient. Și cap mai puternic de a-i sfoca. Și cu asta e suficient, domnul Tucă, mi-ajunge. Ce vă ajunge? Mi-ajunge, am suficient. Mai tocmai mai primit 2 ore de la conducerea antenei. Da? Mai puteți sta? Da, putem sta, cum să nu. Chiar e distractiv. Nu știu de ce dumneavoastră când vă spune domnul Becali că n-ați fi apărut la televizor, păi eu v-am invitat la emisie, nu v-a invitat domnul Becali. Da, știu, dar el are impresia că el v-a invitat și pe dumneavoastră. Stai deja în funduleț. Ai mâinile.